Dumitru Beanu a declarat că mulți dintre primarii despre care PSD a anunțat că vor fi candidații acestui partid au fost obligați la această decizie. De altfel, cei mai mulți dintre primarii respectivi sunt dintre cei care au plecat de la PNL odată cu apariția Ordonanței 55. Referitor la ce se întâmplă acum și de acum înainte până la alegeri, eu sunt convins că gestul domniei sale va da de gândit și altor primari. Sunt destui pe care eu îi apreciez sincer și care cred că au fost obligați în diferite momente și cu diferite argumente să plece de la PNL, să rămână la PSD și să completeze acele documentații pentru candidatură. Copreședintele PNL Giurgiu a arătat că, potrivit legii, dosarele pentru candidaturi sunt depuse de către candidați și nu de către partide. Există o lege 115, îi anunț eu pe primarii care încă se mai gândesc la partidul la care să rămână și pentru care să participe la alegeri, care la articolul 52 spune în mod clar că, în mod personal, primarul, candidatul, pardon, merge și depune dosarul de candidatură și la biroul electoral de circumscripție și după aceea la tribunal. Așadar, toate aceste vrafuri de dosare de candidatură pe care PSD le-a strâns de la 50 de primari sau cât spuneau dumnealor, reprezintă un demers care poate să fie considerat ca având valoare de intimidare. În conferința de presă de vinerea trecută, primarul comunei Adunații Copăceni, Ion Tache, a anunțat că revine în PNL. El a spus că mai sunt și alți primari care sunt dispuși să revină la rândul lor în cadrul formațiunii liberale.